Doi orădeni sunt judecați și riscă închisoarea după ce și-au retras copiii de la școală și i-au înscris în sistem homeschooling la o academie din Statele Unite. Cei doi părinți sunt acuzați că le împiedică accesul la învățământul obligatoriu. Asta deși, într-un alt caz, Ministerul Educației a echivalat studiile făcute la instituția respectivă de peste ocean. 10 + 7 and 2 × 6 are divided by the equal sign. Would you know the answer to n plus 7 or would you know the answer to 2 times 6? Așa arată o oră de matematică pentru cei doi copii ai soților Cornean, judecați pentru că și-au înscris copiii la o academie din Florida. Daria și Dominic finalizează cel de-al doilea an de școală acasă după ce au fost retrași de la liceul german Friedrich Schiller din Oradea. Diferă foarte mult, în sensul că în momentul în care copiii au învățat despre fracții, doamna a intrat în sală cu o pizza. Și așa au învățat copiii despre fracții, care pentru mine au fost spaima orelor de matematică. $3,000 costă pentru ambii copii un an de studiu online. Asta e platforma mea ca părinte. Și aici îmi sunt cei doi copii. Și aici eu pot să văd cât la sută s-a parcurs din lecțiile lor de anul trecut. Părinții au fost trimiși în judecată după ce directoarea liceului german a anunțat poliția că cei doi copii au renunțat să mai frecventeze cursurile. Homeschooling-ul este ilegal în România, dar părinții se folosesc de anumite școli umbrelă din străinătate care oferă copiilor și certificate de absolvire. Totul se rezumă așadar la cât de pregătiți sunt părinții să dovedească în fața legii că nu se folosesc de aceste înscrieri ca un paravan pentru a priva copilul de dreptul său la educație. Am încredere că instanțele de judecată vor înțelege că nu poate fi vorba de nicio infracționalitate, că nu poate fi vorba cu atât mai mult de un abandon școlar. Având în vedere că unitățile de învățământ care practică această formă de învățământ nu sunt autorizate sau acreditate și practic nu sunt cuprinse în sistemul național de învățământ, nu sunt recunoscute în România. În schimb, părinții au un document de la Ministerul Educației prin care diploma eliberată unui absolvent al Academiei din Florida a fost echivalată cu cea de bacalaureat. Diplomele obținute de elevi la această formă de învățământ, instituție de învățământ, urmează un sistem de recunoaștere și echivalare. Nu putem considera acest gen de infractor ca fiind persoane din speța de față. Câtă vreme copiii dumnealor studiază, acumulează cunoștințe, care oricând și la orice moment pot fi testate. În România, peste 700 de familii au ales homeschooling-ul în defavoarea sistemului tradițional de educație. Sofia, de exemplu, învață la o școală din America. Are o programă pe care o urmărește, nu poate să ia mai puțin de 7 la un examen pentru că nu poate trece la cursurile următoare. Se pare că se vrea război, persecuție, intimidare. Cerem o dezbatere națională pentru protejarea dreptului constituțional al părinților de a oferi copiilor lor educație internațională la standarde înalte. Nu este pentru prima oară când o familie este trimisă în judecată pentru homeschooling. La începutul anului, Curtea de Apel Oradea a condamnat doi părinți la 4 luni de închisoare cu suspendare și a obligat să-și reînscrie la școala de stat cei 4 copii. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.